Tragedia a avut loc aproape de miezul nopții în cartierul Pantelimon din capitală. Șocați de gestul tânărului, vecinii s-au adunat în număr mare la scara blocului. Ei spun că bărbatul se certa des cu iubita lui pentru că aceasta îi reproșa că lua etnobotanice. Da, s-ar putea că ea nu mai îl suporta că se droga cu etnobotanicele astea. Un copil cu minte. Doar că a luat-o pe drumul ăsta greșit de vreun an și ceva. Muncea pentru droguri. Deci toți banii se ceau acolo? Băutură, droguri, de toate. Până acum un an era un copil cu minte, era un om normal. Dar trebuie să se iau atitudine neapărat în sensul ăsta, că copiii din ziua da, sunt în pericol maxim. În urmă cu 10 ani, tatăl tânărului s-a sinucis în același fel. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.